Lângă tutun ce trece. Poliția dirijează traficul, dar altul aici s-a apucat de oprit mașini. A oprit-o chiar la trecere de pietoni, după ce au zis, hai mută-te mai departe. Nu știu dacă văd că e filmat. Dar interesant ce are de gând să fac. Eu opri degeaba, fără teme, și a strag el o țăhar cam așa. Știi cât costă asta? Tare civilizată e să vorbești cu cetățeanul justițiabil și să-i fumeze în nas. Dar cam asta e fața poliției noastre. Colegul lui are chiar treabă, dar ăsta se află în treabă. Cu bastonul sub soară și cu țăharca între dinți. Haide băi să ne înțelegem. Ați văzut ce ștocul jos, ca ciobienii pe deal. Hai la mașină. Colegu, eu spus, băi, ai grijă că brega filmează. Și-a intrat în ezitare băietul, dacă vă zic că-i filmat. De-am au și ocupație. Bună ziua, domnule!
Bună! Aveți vă problemă careva? Văd că dumneata ai problemă. Ce e oprit mașina asta? Pentru ce? Care mașină? Ia că pentru ce e oprit șoferul ăsta? Nu, vezi vă mașina aici și... A, am înțeles. Vezi vă mașină? Ni s-o năzărit, am crezut că l-ai oprit. A, nu fac asta. Bună! Dacă... Pentru ce s-a oprit omul ăsta? Ascultați, domnul, e prieten de-a meu. A, am înțeles, e prieten. Vezi că eu dirijez? Bine, bine. Nu oprit nimic o mașină. Vă v-am salutat când ați trecut. Bine, bine. L-ai strigat Aleșca, da? Așa se salută... Oleg. Bine, bine. Salut, Oleg. Bine. Ceva ne-a spus în acolo. Da, da. Și nu l-ați oprit pe ăsta, da? Nu, noi difritizăm practic. Bravo, bravo. Vă opriți sau nu? Nu, mă. Și nu mi-e acolo. Am înțeles. Și de ce ați venit cu poliția? Ați arătat actele? Domnul e un provocator care vrea să vă provoace. Așa. Am înțeles. Și ai vrut să-i dai metă și ai v-am stricat planurile, da? Ce să facă, doamnă? Să-ți dai metă. Vă greșesc foarte mult, ceva confundat. Pentru ce ai oprit mașina? Ce e cu numele tău alienii? Domnul, el e prieten de meu, eu ne cunoaștem. Da. Care-i problema? Și de ce ai verificat actele dacă vă cunoaște? Domnul, ce vorbiți cu dumneavoastră? De ce ai verificat actele? Hai. Vania, hai să ne lămurim. Uite așa arată corupția moldovenească. Doamne, e prieten de meu, mă cunosc din copilărie. Din copilărie. S-a oprit să aluci cu mine. Da, 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 și s-au arătat documentele. Bravo, Vania, maladeț. Te-am scăpat de amendă și de mită, altă dată ai grijă. Cum e societatea, așa e și poliția. Au și s-o hărnicit amândoi.